Fii atent! Acolo punem frigiderul ăla mare. Da, 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 ăla care face gheață pe ușă, să-mi punem un whisky. Exact! Și acolo deasupra, acolo. Sus. Acolo punem aerul condiționat. Excelentă idee! Când o să fie canicula afară, noi o să umblăm numai în chilos prin casă. Exact! Și fii atent! Acolo, în partea aia, la mijloc, da, acolo punem storcătorul ăla mare de fructe. Cine o să-ți aducă ție dimineața la pătu suculeț? Nu știu, are cine. Ai, glumeață mică! Și aici pe perete, cât tot peretele, punem o plasmă. Da, da. Bineînțeles, ca să te uiți tu la meci. Nu o să mă uit numai eu la meci, îl presim că și tu o să o folosești. Păi normal, eu îmi pun acolo DVD-ul cu pilates să vezi tu fac în fiecare dimineață. Mamă. Și acolo, un pic mai la dreapta, așa, o să fie... Și ce trebuia să fie acolo? Ce? Hota, o hotă mare, o hotă... Păi da. Că am făcut nuntă și fii atent și tu, că toată casa asta e goală. Numai pereți. Adevărată orarea, casă de piatră, că după ce faci nuntă, rămâi cu zidurile. Normal, păi ți-a trebuit ție nuntă mare, 300 de persoane, Nicuț, ai chemat toate neamurile din lumea asta. Ce să fac dacă suntem neam mare? Nu puteam să nu-i chem pe toți. Mă, Nicu, dar nu știau aia nici să mănânci aperitivul, știu, chem la nuntă. Da, dar în plicuri ori pus bine. Da, și de la nunta noastră am mai avut încă 12 nunți. Te rog frumos, nu te stresa, nu te mai ambala, că imediat intră postul și se termină nunțile. Cum să nu mă stresez, Nicu, că sâmbătă viitoare avem la Fei Urdeni, după aia avem la Sânt Croi al Mașului? Scumpa mea, găsim o soluție. Toți banii de la nunta noastră o să-i dăm la alții la nuntă și ce-am făcut? Ok, știi că tușa din aruncută au pus mai mult în plic. No. De banii ăia îți cumpăr ție ce vrei tu. Ce vrei tu? O, alegeți un obiect de uz casnic și ăla îl cumpăr. Mie un robot din ăla de bucătărie să facă ce vreau eu. Robot de bucătărie să fie. Mare, alt, de ultimă generație. De ăla ți-au. Și casa. Mamă, și ce casă, mă. Nașpa, sincer. Stinge becurile. Ce becur să sting, Nicu, că n-ai tras niciun fir. Șt, lasă-te jos. Nicu-te să mă lași. Lasă-te să nu intre ăștia în casă. Șt, să nu ne vadă. Trage-mi. Salut, v-am văzut. Deschideți că venim. Hai peste ei. Hey, salut! Mamă, ce casă frumoasă aveți, de da? De asta cred că ne facem și noi. Bine, un pic mai mare, cu mai multe dormitoare, că ne place, nu așa mai mare. Da, din banii aia pe care îi luăm de la nuntă. Da. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vă așteptăm la nuntă. Avem și meniu vegan, dacă doriți. Avem și pălincă de aia, Nicule, de aia de 20 de ani de la tata, pentru toată lumea. Iar dress code-ul e lavandă. Trupă de cover-uri, Diana, știu cum îți place ție muzica. Să ne confirmați dacă veniți pe numărul din invitație. Ce da? Să ne confirme? Că ăștia vin sigur, uite-le ce fericiți. Ai de capul meu, la ăștia chiar trebuie să mergem la nuntă. De ce să mergem la nuntă, Nicu? Erau certați când am făcut nunta noastră, nici măcar nu au venit. Da, mă, da, tată, să ne-o băga nouă gazul. Și cu ce vrei să-l plătezi la iarnă? Hm? Găsesc eu o soluție. Da, nu știu, găsești o soluție. Nicu? Da. Și robotul meu de bucătărie? Lasă, dragă, că o să fiu eu robotul tău de bucătărie. Spăl, tai, toc, blenduiesc, mixez. Robotul tău.